Polițiștii de la Pucioasa au de lucru până peste cap de când două familii rivale se războiesc în plângeri la poliție. Ba că unul are femei în Italia, ba că celălalt face taximetrie ilegală, că unul a fost înjurat, celălalt amenințat, iar acuzele curg gârlă de o parte și de alta. În numai 7 luni de zile la poliția orașului Pucioasa s-au strâns peste 30 de plângeri penale făcute de cele două familii. Astăzi de dimineață, o persoană a intrat în greva foamei, postându-se în fața sediului poliției orășenești, acuzând că poliția nu-și face datoria și că îi favorizează pe rivali. În 2010, pe data de 24-a 3-a, am avut un incident cu clanul Roman, mi-au spart mașina, mi-au distrus-o. De la acea dată m-am ales cu fel și fel de plângeri și eu am cazierul alb și eu și fratele meu și m-am ales, cred că am 20 de plângeri pentru amenințare, pentru fel și nu mă lasă să-mi desfășor activitatea de taximetrist, sunt urmărit tot timpul, am fost amenințat cu moartea în fața poliției, am fost amenințat că îmi dă foc la mașini, mi-am pus camere de filmat la apartament, a venit la mama unde are mama Taraba, am fost amenințat în fața Tarabei la mama. Și eu și familia cu moartea, nu se iau nicio măsură. Pentru a lămuri nemulțumirile, chiar șeful poliției a ieșit să-l invite în sediu pe grevist. Acesta nu a acceptat, spunând că așteaptă anchetatori de la București pentru a face lumină în cazul lui. În cele câteva luni de zile de când durează conflictul, polițiștii au încercat în fel și chip să-i împace sau să-i facă să renunțe la reclamații. Până acum însă nu au avut succes.